Bună dimineața, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție a Impact Hub Reconnect, seria de emisiuni live și înregistrate uneori atunci când tehnologia nu ne lasă să fim live. Le înregistrăm și le punem ulterior online, alături de tot felul de invitați pe care îi avem din comunitatea, fie din comunitatea Impact Hub mai apropiată sau mai extinsă, că vorbim de antreprenori, că vorbim de profesioniști, că vorbim de tot felul de persoane care fac lucruri interesante în perioada asta, fie cu focus pentru zilele astea, fie uitându-se mai degrabă spre viitor. Pentru mine este un rol atipic, rolul acesta de moderator, așa că sper să avem o conversație cât mai faină, iar mă bucur că astăzi îl am alături de mine pe Marius. Marius fiind, cred că, foarte bine cunoscut în mediul de business și mediul antreprenoriat pentru toate lucrurile extraordinare pe care le face alături de echipa lui la Autonom, dar în același timp e și un dublu context, pentru că Marius este unul dintre cei care a crezut în proiectul nostru în Impact Hub și a decis alături de Dan să se alăture din postura de mentor investitor anul trecut. Marius, mă bucur că ești alături de noi și pentru următoarea oră sper să avem o conversație cât mai faină și autentică despre unde suntem astăzi, de unde venim și încotro ne îndreptăm, ca să punem așa o ancoră la această conversație. E o conversație deschisă tuturor celor care au curiozități. O să luăm și întrebări din audiență, fie din cei care se vor alătura, care sunt și se vor alătura pe Zoom, fie cei care sunt cu noi pe Facebook. În rest, să ne bucurăm de o zi cu soare, pentru că astăzi a apărut soarele din nou la noi, în oraș. Marius, cum te găsesc? Cum ești în dimineața asta? Foarte bine. Ne bem cafeaua împreună. Super fain. Văd că e o schimbare de setup la tine. Te-am tot văzut zilele astea și te văzusem lucrând în birou și recunosc că una din întrebările pe care le aveam era ce înseamnă pentru tine faptul că te duci în fiecare zi la birou și că încerci să păstrezi lucrurile. Nu mă duc. M-am dus numai când am avut o serie de call-uri una după alta și aveam nevoie de să fiu neapărat fără întrerupe. De săptămâna trecută am fost de două ori și am stat de fiecare dată câte patru ore, cred că. Astăzi nu mă duc și iau call-ul de acasă, așa că dacă o să vedeți la un moment dat un căpușor mic și blonziu, așa cum vis un pic și apare în cadru puțin, s-ar putea să întâmple. Deci, asta e partea din farmecul de a lucra de acasă. E foarte ok. Să știi că și mie mi se poate întâmpla lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat și ieri și în alte zile. Dar e cumva amuzant că integrăm familia și viitorii membri sau viitorii colegi, poate, în poveștile astea. Cred că și pentru ei e important. Cum te-a prins? Cum v-a prins perioada asta? Eu cu Dan vorbesc, Dan fiind tot și foarte bine fratele meu, noi vorbim de mulți ani de zile despre o perioadă mai grea. Și ne făceam tot felul de scenarii și cumva discutăm mult despre asta. Am zis așa, am ajuns la concluzia amândoi că nu știm când se va întâmpla, dar ce știam sigur că se va întâmpla. Și atunci, bun, după ce am ajuns la concluzia asta, ne-am gândit, bun, știm că va veni ceva, nu știm când, nu știm intensitatea, dar va veni o perioadă mai dificilă pentru business, nu doar pentru businessul nostru, pentru tot mediul economic. Era o metaforă pe care am mai împărtășit-o, mi-a plăcut, zicea că economia mondială era în ultimii ani ca un balon în căutarea unui iac. Deci cam așa vedeam lucrurile și atunci am stat și ne-am gândit, ok, cum putem să ne pregătim pentru o perioadă mai grea? Și ce am făcut în ultimii ani? Odată am fost super atenți la modul cum suntem structurați ca organizație și asta se aplică principiile noastre
cred că se aplică la nivel de orice organizație, cât de mare, cât de mică, adică câteva lucruri foarte simple. Noi lucrăm în echipe mici, da? Chiar avem și o dimensiune în cap, noi ne gândim, o echipă ideală ar avea în jur de 7 oameni. Da? Nu credem în echipe fără lideri, deși conceptul de holocrație, organizație democrată a fost super dezbătut. Dan a ținut și prezentări pe tema asta. Am citit destul de multe, nu știu toate, dar am citit destul de multe cărți și am participat la multe prezentări pe tema asta. Am luat multe elemente din ce spun și ce împărtășesc domnii respectivi, dar totuși credem că la nivelul fiecărei echipe trebuie să fie cineva responsabil. Da? Și atunci, noi ce am creat în timp, am creat o organizație care e mărișoară, sunt în autonom, sunt acum vreo 300 și ceva de oameni, la nivel de autonom sunt aproape 700, la nivel de toată compania, dar ea de fapt e o colecție de foarte multe mici echipe. Da? Și în felul ăsta, fiecare echipă are bugetul ei, are bugetul ei de venituri și de cheltuieli, noi ne uităm totuși pe profit, da? Deci, fiecare echipă trebuie să fie profitabilă, deci cam ăsta e obiectivul. Mai mult de atât, fiecare membru al echipei, dacă are peste un an vechime, are participare la profit. Mulți ani de zile, noi am făcut asta doar cu directorii, dar cu cei care răspundeau de acel unit, de acea echipă, dar după aceea ne-am dat seama că, stai un pic, sunt mulți oameni care contribuie la succesul echipei respective și avem, cred că, 3 sau 4 ani de zile de când am făcut profit sharing cu toată echipa. Deci, absolut toți colegii din autonom care au peste un an vechime participă la profitul agenției, echipei, departamentului respectiv. Da, deci, asta odată ne-am concentrat pe sisteme, deci modul cum suntem organizați. Asta a fost foarte important. Pentru că într-o orice perioadă în care e nevoie de ajustări și de decizii rapide, e foarte greu să le iei centralizat. Da? Și am mai discutat în trecut de o analogie legată de armata americană. Și-a schimbat mult filozofia de modul cum se iau deciziile. Cred că după al doilea război mondial. Ei aveau o structură foarte centralizată înainte și au dat seama că, ok, prin forță, să zic așa, reușeau, dar nu erau de rău mulțumit cum se transmitau deciziile la nivel de cel care era acolo, în față, pe front. Și atunci au schimbat lucrurile și au venit cu o filozofie care se numește Commander's Intent, adică care este intenția comandantului. Și atunci fiecare pluton, batalion, detașament, n-am făcut armată, deci nu sunt foarte familiar cu termenii, atunci primeau câte un... doar spunea care e direcția, care sunt obiectivele pentru ei, pentru că situația de pe front, situația de la fața locului, știau doar cei care erau acolo. Atunci le se spune, ok, trebuie să, nu știu, să cuceriți bucata asta de pământ sau dealul ăsta sau să ajungeți acolo sau să apărați, nu știu ce. Și atât. Și după aia, detaliile le faceți voi. Ei, cum se traduce asta în business pentru noi? Fiecare echipă, deciziile comerciale, na, cu cât în cazul nostru, cât închiriez sau depinde ce alte business-uri mai sunt acolo, care sunt condițiile de a desfășura activitatea din punct de vedere preț, livrare, termen de plată și mai departe, este cu totul decizia echipei, cu excepția contractelor naționale. Da? Și în rest, partea de sistem, de raportare financiară, de planificare, de nu știu ce, o facem centralizat. Dar comercial lăsăm acolo, da? Pentru că ei știu mai bine și asta nu e niciun secret. Dacă te duci într-o agenție autonom și vrei să închiriezi o mașină, dacă duci la aeroport, s-ar putea să-ți dea un preț. Dacă te duci în același oraș și te duci în agenția din centru, s-ar putea să primești alt preț. Da? Contează foarte mult de echipa, respectiv, de disponibilitate și mai departe. Nici dacă faci rezervare pe site, e un preț și ăla e dinamic în ziua respectivă. Deci variază foarte mult în funcție de echipă, discuții, adaptăm la fiecare client în parte, dar este decizia echipei. Da? Și în felul ăsta am putut, și asta poate fi fost și unul din lucrurile care ne-a asigurat succesul până acum, că ne-am adaptat foarte repede la piața locală. Ei, sistemul ăsta într-o perioadă mai grea, acum ajută foarte mult, da? Să ne restrângem activitatea, să nu decizi ce facem cu resursele pe care le avem în plus, să ne reorientăm, să vedem ce alte lucruri noi sunt și it's working. Da? De o perioadă, suntem una din cele mai afectate domenii, nu? Din perioada asta când turism și toate serviciile astea s-au oprit, adică dacă uitați pe tabelul de bord din toate aeroporturile, nu prea mai sunt zboruri, nu? Care să vină în aeroporturi sau nu. Asta odată pe partea, orice ați spus, pe partea de, nu știu, sistem organizației operațional. În schimb, mai un aspect pe care trebuie să le în calcul orice antreprenor și va fi un subiect care deja e dezbătut, dar va deveni acut sau critic, în opinia mea, în următoarea lună, și anume partea financiară.
Da? Și vorba de rezervele de cash. Într-o perioadă mai grea, cât supraviețuiești. Și aici, făcând analogie, m-am uitat pe statistică care e valabilă de cel puțin 10 ani în Statele Unite, peste 40% din gospodării, din familii, nu au economii mai mari de 400 de dolari. Da? Adică se asigură necesarul pe cât cu 400 de dolari, cât poate, nu știu, la minim, poate maxim o lună. Ei, în business, din ce am văzut prin planul, sfatul de management, ideal ar fi să ai necesarul acoperit de capital de lucru pe următoarele 6 luni. Da? Dacă din diverse motive, nu știu, veniturile sunt impactate, măcar să acoperi cheltuielile, da? Pe următoarele 6 luni. Compania tot crescând, că am avut o creștere destul de mare, am avut double digit growth de când am înființat și în ultimii ani am crescut și mai spectaculos și am ajuns la cifre destul de mari. Atunci, partea de a implementa o strategie de risc coerentă a devenit din ce în ce mai importantă și nu chiar ușoară din punct de vedere financiar. Și atunci, acum vreo 2 ani de zile am luat decizia că trebuie să abordăm un pic lucrurile astea, pentru că noi lucram tradițional până atunci, adică pe zona financiară ne finanțam prin leasing financiar și împrumuturi bancare, dar pentru că noi suntem într-un business care e, când se spune, asset intensive, da? Adică operăm multe active. Da? Și cum le cumpărăm? Luăm, împrumutăm bani de la partea noștri financiar, le cumpărăm și apoi le închiriem mai departe pe diverse termene, pe termen scurt, mediu sau lung. Ei, și am vrut să schimb un pic paradigma în care ieșeam, tocmai prin perspectiva managementului riscului. Și ce am făcut? Am emis obligațiuni. Așa, declarație mult mai simplă față de muncă care a fost în spate. Am avut și mult, am avut parte și un timing bun, un pic de noroc, dar a fost și multă pregătire și nu știu, inițiativă. A fost foarte multe lucruri care au dus la succesul acestei omisiuni. Și atunci, în decembrie, am listat aceste obligații pe Bursa de Valori București și am strâns 20 de milioane de euro, da? Pe care îi folosim pentru investiție, pentru finanțarea clienților noștri, investiție în echipamente și care în perioada asta ne ajută foarte, adică sunt foarte bineveniți ca să ne asigure, nu știu, un confort financiar și ne permite să putem să ajutăm clienții care au trecut prin vremuri grele în perioada asta. Deci, așa ca să am făcut o introducere, să dau un pic de context pentru discuția de mai departe. E o perioadă grea, dar provocatoare. Mă simt foarte bine, adică sunt în priză, sunt foarte activ și eu și Dan, răspundem, luăm telefoane, suntem în tipul ăsta de comunicație mult mai des decât am făcut-o înainte în videocall-uri, dar simțim că ăsta este momentul. Da? Ăsta e momentul în care să aplicăm tot ce am învățat până acum și să folosim resursele pe care le avem la dispoziție. Și aici probabil o să vorbim mai încolo și nu doar pentru business. Da, și pentru a ajuta pe cei din jurul nostru. Da, din multe puncte de vedere, cred că sunteți un business care a avut, să nu numesc noroc, că norocul ți-l mai faci și cu mâna ta, dar a avut flerul să strângă capital semnificativ fix înainte de momentul ăsta. Și atunci sunt probabil că e și sigur e foarte corect ce spui tu, că sunt foarte bineveniți banii ăștia. Acum, majoritatea business-urilor și majoritatea antreprenorilor n-au fie nici pregătirea, norocul sau flerul să facă chestia asta și atunci poate că sunt într-un moment mai bun, dar de altă parte sunt aproape convins că și pentru voi banii ăștia nu erau gândiți neapărat să fie backup pentru perioada asta. Adică bănuiesc că aveți și voi intenții să faceți ceva mai productiv cu ei. Ce eram curios era care a fost momentul pentru voi ca echipă, pentru tine și pentru voi ca echipă, în care ați realizat că ne va lovi și pe noi grav. Și momentul ăla în care îți dai seama că planurile pe care le aveai de business as usual se schimbă radical și că trebuie să schimbi foaia. Și cum ați mitigat în echipă chestia asta? Cât a durat down-ul? Da, ne-am avut, iar, din nou, poți zici mult de noroc, dar aici chiar s-a întâmplat. Nu știu dacă mai ții minte primul caz, care a fost în România, de cetățean infectat, sau a fost prezentat în presă, un cetățean italian care a venit în Craiova și s-a dus în Târgu Jiu, avea un restaurant acolo și după aia s-a întors în Craiova și a zburat înapoi în Italia. Ei, el a închiriat o mașină. Ghici de unde?
avut, atunci n-am ieșit în presă cu informația, a fost publicat, a fost închiriat o mașină și am închiriat o mașină de la noi și colegii noștri, cei care au predat mașina acelui domn și care au preluat-o înapoi, au intrat imediat în carantină. A fost, cred că, primii sau printre primii care au intrat în carantină în România. Și atunci, imediat ne-am activat. Pentru că aveam tot felul de planuri de, în engleză spune, de business continuity. Da? De ce să faci, și aveam planuri foarte multe pe zona de IT, backup-ul cu nu știu ce, de economic, dacă se prește finanțarea bancară, ca sistemele bancare. Aveam alte scenarii în cap. Un scenariu medical nu aveam în cum am scris. Dar până la urmă, principiile sunt aceleași. Da? Adică cine se activează, ce măsuri ia. Eu eram în San Diego când s-a întâmplat povestea asta. Eram la o conferință care, by the way, așa ca lucru funny, s-a anulat în după amiază când am aterizat acolo. Adică noi trebuia să începem întâlnirea dimineață și când am aterizat după amiază în San Diego, zic, na, by the way, uite, 3.000 de oameni, am hotărât să riscurile sunt prea mari și nu mai țineam. Și cumva ăla a fost și o confirmare că deja e o problemă globală, nu mai e restrânsă doar în zona Chinei sau Asia. Și atunci ne-am activat foarte repede pe partea de comunicare, ce facem, cum comunicăm intern către colegi și, bineînțeles, prioritatea numărul nu a fost siguranța. Na, siguranța ce trebuie. Atunci noi am început mai repede un pic decât ceilalți, să vedem de cum dezinfectăm mașinile, cum protejăm colegii și mai departe. Și după aia, imediat, am început în paralel, am creat echipă pe planificare financiară. Ce facem pentru că asta va putea duce la o blocare a activității și am fost, cred că, printre primii care ne-am mutat și am început să lucrăm de acasă. Toți colegii care poate să lucreze la birou, avem acum, cred că, nu știu, suntem 3 săptămâni, eu mă duc la birou pentru că nu mai e nimeni acolo, deci am un etaj așa într-o clădire de birou doar pentru mine. Și iar ce a fost simplu, din nou, când te uiți în urmă, e ușor să zici, uite, ce lucruri bune am făcut și ce lucruri aș putea să fac altfel. Dar un lucru pe care ne-a ajutat, când gândești ce descentralizat și când ai foarte multă, noi spunem, autonomie, adică libertate la pachet cu responsabilitate unei echipe, și sistemele IT trebuie gândite astfel încât ca oamenii să poată să lucreze independent. Și un lucru pe care îl facem, cred că de 10 ani, toți colegii noștri lucrează de pe laptopuri. Da? Toate informațiile noastre sunt în cloud. Folosim suitele astea plătite, dar soluții generaliste, adică gen, nu știu, avem suita de la Google, avem e-mailul nostru. Atunci, da, ea poți să folosești, să te loghezi de oriunde, pe orice device și nu trebuie să stochezi absolut nimic pe device-ul de pe care accesezi. La fel, toată soluția noastră, ERP-ul nostru, e în cloud. Ai un username, o parolă, o validare printr-un token sau nu știu ce și ești operațional de oriunde, poți să faci procese verbale, să facturezi, să... Deci atunci, pur și simplu, ca colegii noștri să lucreze de acasă, doar frumos și-au luat laptopul, foarte important a fost să nu-și uite încărcătorul la birou, da? Și apoi s-au dus acasă. Deci n-a fost complicat. Ei, pentru o companie financiară sau o companie care nu e pregătită pentru așa ceva, a fost un proces care a durat, nu știu, 2 săptămâni. De muncă non-stop, de a adapta procesul, de a cumpăra. Am auzit de o companie care a dat comandă la EMAG 500 de laptopuri. Menționa la un moment dat Iulian Stanciu, că a fost o comandă, o singură companie, simultan 500 de laptopuri. Și au fost de seama câte zile au muncit oamenii numai ca să pună aplicațiile, să le facă ready ca să poată să lucreze de acasă. Deci a fost ceva șoc aici, iar a fost o tranziție destul de ușoară pentru noi. În schimb, ce n-a fost așa de simplu, parte de mentalitate, pentru că noi nu eram obișnuiți să lucrăm toți de acasă. Și atunci am trebuit să ne familiarizăm și noi cu Zoom, care, by the way, este un super, super tool, și cu partea de raportare, ne-am organizat pe echipe și am făcut câteva lucruri pe care le recomand oricui să le facă și niciodată nu-i prea târziu. Adică, imediat am început să comunicăm. Da? Și cu cine să comunicăm? Am început să comunicăm cu întâi intern. Am anunțat foarte clar, uite, asta e situația. Am mărit frecvența întâlnirilor de management, da? Și am fost foarte deschiși. Uite, e o situație, nu avem vizibilitate foarte mare în viitor, trebuie să luăm măsuri. Și am luat măsuri, să zicem așa, clasice. Adică am oprit toate angajările, n-am prelungit contractele celor care au o perioadă de probă și i-am rugat pe fiecare să aibă discuții foarte clare și coerente și le-am dat și materiale pentru asta în echipele lor. Bun, ei, după aia cu cine ar trebui să mai vorbești? Ce am mai făcut asta? Am vorbit cu clienții noștri. Da, am început de acum 2 săptămâni și jumătate să ne sunăm toți clienți. Să vedem cum sunteți. Pentru mulți dintre ei a fost, adică, la ce vă referiți la început. Adică încă nu era un film, adică, și puțin în provincie s-a întâmplat mult asta. Da? Nu, era normal că o să obiți, adică, dar în câteva zile s-au lămurit tot, adică n-a mai fost asta o problemă. Și întrebam tot timpul, suntem aici,
vă suntem, să vă ajutăm dacă aveți nevoie. Da? Și doi, am vorbit cu furnizorii și cu partenerii noștri financiari. Da? Le-am trimis o scrisorică, am trimis un fel de, nu știu să zic, memo de 3 pagini în care am spus cum vedem noi lucrurile, situația prin care trecem. Și asta, din nou, am trimis-o acum, cred că 3 săptămâni. Ce măsuri am luat pentru siguranța colegilor noștri? Cum arată poza noastră financiară? Deci, uite, asta suntem cam acum, uite, și cam așa arată o lună tipică pentru noi. Cam astea sunt niște scenarii pe care lucrăm, da? Și uite, astea sunt rezervele pe care le avem și uite ce ran noi, câte, nu știu, luni, deci la noi este măsură în ani, credem noi că putem rezista fără să avem probleme semnificative în business. Și nu ne-am cerut nimic. Și asta a fost foarte interesant. De ce? Pentru că în perioada asta sunt o grămadă de scrisorile scrise de avocați care circulă între firme în care spun, uite, ordonanța, starea de urgență, nu știu ce, nu numai că nu vrem să plătim facturile, dar nu le mai factura, adică mai scrie-ne, dragă furnizor, peste vreo 3 luni. Și au fost foarte bine primite scrisorile astea, în care zic, uite, numai să vă informăm, spunem prin ce trecem și suntem aici dacă aveți ceva întrebări. Și am primit foarte multe scrisori, mai a fost ați trimis scrisori de genul ăsta. Și cred foarte mult, indiferent cât de gravă e situația, pentru orice antreprenor, pentru orice business, echipă, și mai, cred foarte mult în comunicare. Nu pentru tine problema. Atunci e doar problema ta. Dătășești și cu furnizorul tău, și cu clientul tău, și cu echipa. Deja e problema noastră. Da? Acum, și e extrem de important. Nu pot să subliniez suficient de mult lucrul ăsta. Da? Pentru că vor veni idei. Mai apar soluții, nu știu, poate legislative. Mai apar oportunități de business. Am început să facem lucruri noi, la care ne gândeam până acum în diverse divizii. Am început să facem livrări pentru supermarketuri. Cum glumeam cu colegul meu de acolo de la VMS, că livrăm pizza cu Mercedes. Și alte minuni de genul ăsta. Deci, și știi că asta e deja devenit un clișeu, că never waste a good crisis. Dar cred cu tărie că momentul ăsta prin care trecem și care nu s-a finalizat, adică de-abia e în desfășurare, trăim istorie, va schimba destul de mult modul cum facem business. Și mă refer aici doar la autonom, ci cu toții. Și atunci întrebarea, și asta e un răspuns să-și găsească fiecare, cum te adaptezi și cum beneficiezi de schimbările astea care vor fi foarte bruște. Pentru că noi acum practic trecem printr-un șoc, în opinia mea. Adică nu e ceva sistemic, nu e ceva care ușor, ușor se schimbă, nu. Avem un șoc foarte puternic și apoi se vor reașeza lucrurile. Întrebarea, bineînțeles, va fi cât va dura șocul ăsta și avem acolo diverse scenarii pe care lucrăm și după aia când încep, cu ce viteză va începe activitatea. Acolo părerea mea e că va fi slow, adică nu va fi ca ok, știi, cum ai oprit motorul sau 2 săptămâni sau 2 luni și apoi l-ai repornit și merge șnur mai departe. Da, cu siguranță. Eram curios că sunt 2 aspecte, unul intern de echipă și unul extern de client și mi se pare că business-ul vostru e dintr-un anumit punct de vedere similar și cu al nostru. Interacționăm cu foarte multe categorii de clienți, de la companii mari la companii mici, de la indivizi la organizații. Și eram curios dintr-o perspectivă culturală de data asta. Simți că s-a schimbat ceva față de ultima criză în modul în care noi cultural relaționăm cu criza? Adică în ce măsură față de criza din 2008-2009, care a fost pentru noi iar un mare șoc local, deși mult mai mic față de alte țări, ca să fim totuși realiști, dar cum am reacționat atunci versus cum reacționăm acum la nivel de ecosistem generic? Da, sunt câteva diferențe și la ce spune mea ta ce mă refer. Am avut o discuție cu un client zile trecute, mai tânăr un pic, cu Business Fine și așa la un moment dat se oprește și mi-am spus doar să-mi ceară opinia ce se întâmplă în în business. Asta era acum cred că vreo 5 zile, mi-am mai trimis un e-mail azi. Era, săptămâna trecută era mai optimist, săptămâna asta nu mai era așa optimist. Legat de business-ul lui și de săptămânile care vor urma. Și el la un moment dat a făcut o remarcă care cumva mi-a deschis ochii. A, dar tu știi despre ce vorbești? Tu ai prins criza trecută. Zic, mă, știi cum are dreptate, adică ăsta e una tu. Prin ce ai trecut și tu, Vlad, și ce am trecut și noi, cei care eram activi în business, atunci e una tu, pentru că nu e suficient să
citești, pentru că s-a scris destul de mult, mulți știau că s-au apucat de business, tocmai fusese cu câțiva ani în urmă o criză, dar până nu trăiești, nu știu, în stomac, da, până nu trebuie să iei deciziile alea grele și la care, nu știu, poți dormi nopțile și mai departe, nu prea îți dai seama cât de serioasă e situația. Ei, cei clienți parteneri, cei care stau de vorbă și care au trecut prin criza trecută, să zic, măcar știu la ce se aștepte. Problema e că criza asta o dată s-a întâmplat mult mai repede. Adică dacă mai ții minte, în 2008 la începutul anului a început să scrie prin presa de business despre ce se întâmplă în state. Noi ne uitam ca la, știi cum, ca la firme de la Hollywood, ce uite americani ăștia ce fac, nu știu ce. Și după aia prin octombrie, dacă mai țin minte, bine au spus băncile din România, zic, mă, uite, cam oprim creditarea. Da? Și business-ul a zis, ok, bun, nu mai obținem bani noi de la bancă, dar nimeni de cât erau în continuare. Și de-abia criza știi că așa a lovit prin februarie, ianuarie, februarie 2009, atunci da, a început da. se simte serios. Deci au fost destul de multe luni, da, în care, știi cum e, ca în analogia aia, cum fierbe de o broască. Da, noi de la fost mic și după aia, din ce ceva, adică a fost, ei, aici, prin ce trecem, a fost direct apa crocotită, adică nu, n-am avut prea mult timp la dispoziție. Și de asta ce văd destul de mulți antreprenori, CEOs, manageri pe care i-a prins surprindere total. Da? Adică, perioada, noi am avut discuții de cred că acum un an și jumătate, iar se aștepta lumea să fie o criză serioasă de la începutul anului 2019, să știu, 2018, nu s-a confirmat. Și atunci am zis, ok, iar crește economia, iar crește bursele, iar banii disponibili în piață foarte ușor și foarte ieftini. Mulți erau, aș vrea să spun majoritatea, optimiști și cu proiecte de investiții de extindere în derulare. Da? Și e un șoc prin care trec cu toții. Dar cei care au trecut prin criză știu ce au de făcut. Adică știu că trebuie să ia măsurile grele, trebuie să le ia repede. Spre despre de criza trecută, acum avem suport guvernamental. Adică cine are o companie afectată, acum am fost parte din tot felul de grupuri de lucru, task force-uri în România Business Leaders, în Coaliția pentru Dezvoltarea României și ieri a apărut ordonanța numărul 3. Mă rog, nu este numărul efectiv, dar aia 3-a ordonanță legat de cum arată șomajul tehnic. Da? Pentru că în urma inițiative guvernamentale, sugestiilor din mediul de business, că au fost foarte multe și foarte multe position paper documente, a venit o variantă, după aia am venit cu sugestii la ordonanță, au modificat-o și am venit cu sugestii la sugestii și acum au adoptat-o din nou. Și acum cred că am ajuns la o variantă care e destul de, nu știu, flexibilă, acceptabilă, adică se poate aplica. Da? Și, din nou, ne așteptăm la un număr foarte mare de oameni să apeleze la șomaj tehnic. Adică vineri, dacă nu mă înșel, erau aproape de 600.000. Eu cred că în câteva zile se va ajunge la 1.000.000 de oameni, da, care vor fi în șomaj tehnic și asta îți arată, nu știu, amploarea, impactul, perioadei prin care trecem. Adică nu e o perioadă ușoară deloc, e o perioadă dificilă, dar măcar există și vedem deschideri din partea guvernului și s-au și mișcat, adică au fost doar să asculte și că dau să ne gândim, au și făcut lucruri, adică există o reactivitate și implicare din partea guvernului și există un suport, un sprijin. Da? Clar va fi o perioadă, clar va fi recesiune, dar măcar există suportul social. Dacă până la urmă, dacă stai și te gândești, chiar dacă tu crezi într-un stat minimalist, care e rolul statului. Și eu cred foarte mult în statul să-și asume, nu știu, funcțiile de bază. Adică, nu știu, protecția socială, ordinea și disciplina, justiția, poliția, așa și mai departe, și sănătatea. În multe direcții, să zic, statul român este deficitar. Dar măcar, știi cum, acum în perioada asta măcar avem senzația că încearcă să facă ceva. Da, cred că încercatul e cuvântul bun, dar e un început. Sunt complet în asentimentul tău. Putem să vorbim oare de data asta de mai multă solidaritate între în economie? Adică recunosc că eram, aș putea spune onest, puștan la momentul la care a fost criza în 2009 și criza în 2009 pe mine m-a prins într-o agenție de marketing. Deci cumva în zona de advertising și mi-aduc aminte foarte clar că 2009 din ianuarie până prin octombrie
mergeam la birou ca să stăm de povești, că nu făceam nimic, toate proiectele noastre erau înghețate, toți clienții cu care aveam contracte, proiecte clare, era liniște totală. Dar în același timp era mult mai mult, cum să zic, rezistență la colaborare. Și întrebarea este, e pertinent să spunem că de data asta există totuși o colaborare mai multă, mai mare? Putem să, oare din cauza faptului că suntem poate puțin mai înțelepți la nivel, nu știu, de experiență, de leadership, sau e pur și simplu o chestie contextuală în care vorbim de toată lumea este în aceeași barcă? Ne-a lovit pe toți simultan, super rapid, n-am înțeles nimic. Și atunci instinctul uman primează, cel puțin la început. Vedem cât va continua. Da. În 2009, bine măcar că mai aveai un job în publicitate, că țin minte și acum că era la un moment dat, nu venea să cred. Eu citesc de mulți ani Ziarul Financiar, chiar de la înființare, și am văzut o ediție din Ziarul Financiar în 2009 care nu avea nici o reclamă. Deci nimic. Deci era nicio reclamă plătită. Era, să zic, ok, atunci înseamnă că marketingul trece printr-o perioadă, sau advertising, printr-o perioadă mai grea. Bun, și ca să-ți răspund întrebării, legat de solidaritate, poate să fiu un pic mai realist. Eu cred că deocamdată stăm foarte bine. Adică oamenii vor să ajute unul pe altul, discută, răspund, iau măsuri, sunt mai înțelegători. Dar cred că lucrurile o să schimbe, să zic, în următoarele săptămâni. Deci, adică nu se termină resursele financiare. Da? Când va trebui să luăm decizii cu adevărat grea în business, atunci tendința și, până la urmă, face parte din natura umană, va fi ok, trebuie să am grijă de mine și de familia mea, după aia de angajații, de colegii mei, și după aia văd și ce pot fac legat de ceilalți. Da? Și faptul că am trecut printr-un șoc și încă trecem prin el, da, prima reacție a fost, da, hai să vedem, să mă asigur că am lucrurile în ordine, și după aia, mai ales că au fost și exemple foarte multe în jurul nostru de ajutor, fiecare și-a pus problema ce pot să fac mai departe. Dar cred că lucrurile se vor schimba. Da? Sper să nu am dreptate, adică sper ca după aia să discutăm și nu, a fost solidaritate tot timpul până când am ieșit din criză, dar mă aștept când lucrurile devin mai dificile să scadă entuziasmul și oamenii să-și concentreze eforturile de ok, ce fac astăzi, cum să-mi salvez business-ul, familia și așa mai departe. Da, nu o să oprească, o să continue, dar sunt aici un pic poate mai rezervat. Nu, cred că e un gând foarte corect și cred că, apropo, inclusiv de mulți antreprenori cu care și eu interacționez, cred că trebuie să ne pregătim, cum zici și tu, de a fi mai rău înainte să devină mai bine. Cred că încă nu suntem în cel mai jos punct din niciun punct de vedere. Mă rog, noi aici nu suntem nici cu sănătatea în cel mai jos punct, încă mai am un loc de coborât, dar nici din punct de vedere clar economic. Vorbeai de faptul că criza și, mă rog, perioada asta nu v-a luat complet prin surprindere pentru că ați trecut prin ea. Și eram curios cum a fost la începuturi, cum v-a fost în 2009, ce ați făcut atunci, cum ați ieșit mai bine din criză și de ce? Da, n-a fost o perioadă simplă, adică noi am început să ne prindem din octombrie, că e ceva nasol și am început să luăm măsuri, dar șocul a venit la începutul lui 2009 și am avut câteva luni de zile, deci au fost vreo 3 luni de zile în care cam ca lunile astea, adică nu mai suna niciun telefon, nu avea nicio comandă nouă, nicio închiriere și așa mai departe. Și am pierdut în primele 3 luni din 2009 vreo 100.000 de euro. Pierderi financiare și care se reflectau pe vremea și în cash flow, că era un business de închirieri simplu. Așa mai departe, erau foarte mulți bani pentru noi la vremea respectivă. Dar ce am făcut, ne-am reorientat foarte repede. Am zis, ok, în afară de partea asta care s-a oprit și acum, adică partea de aeroporturi, de turiști, mai e ceva să funcționeze? Și răspunsul pentru noi la vremea respectivă a fost companiile. Da? Și ne-am orientat repede să facem servicii pentru companii, de închiriere, și care după aia s-a transformat în noi linii de business, închiriere pe termen mediu, care au avut ani de zile
multe sute de mașini închiriate către tot felul de proiecte și companii și apoi s-a transformat în leasing operațional. Am avut la cererea clienților noștri, ok, dacă faceți așa de bine, nu știu, partea de închiriere cu ziua și apoi cu luna, de ce nu faceți și cu ani închirierea? Și din nou a trecut o mega transformare a companiei, a modului cum ne finanțăm, sisteme de IT, cum suntem organizați și nu știu ce, și ne-am transformat ușor, ușor într-o companie financiară, într-o companie de leasing operațional. Și care în momentul de față ne aduce cea mai mare parte a veniturilor. Deci nu mai suntem de mult doar o companie de închiriere mașini. Ei, și cumva asta și în perioada asta ne aduce un pic mai mult confort. Adică noi avem 1400 de clienți, de persoane juridice, contracte de leasing operațional, contracte pe 4 sau 5 ani de zile. Da, o parte dintre ei trec pentru o perioadă grea și solicit tot felul de ajutor și încercăm să facem tot ce putem pentru ei, dar avem și o parte din clienți care sunt ok și pot să continue să-și continue activitatea și să-și plătească facturile la timp. Și atunci avem un flux consistent de cash flow și în perioada asta foarte grea în care o parte importantă din economie e oprită. Deci asta a fost o lecție să ne diversificăm. Da? Și am avut divizii, pentru că noi suntem în multe lucruri, nu divizii care s-au dus aproape de zero, cum e partea asta de rent pe aeroport, avem și divizii care continuă relativ normal, da, cu o scădere, poate cu o scădere pe new business, dar continuăm, adică ne vedem în continuare de treabă, adică colegii mei din toate agențiile, noi n-am închis nicio agenție, adică sunt operaționali, sunt mascați, sunt pregătiți, dar livrează, preiau mașini, adică sunt acolo. Dacă avem în momentul de față mai mulți oameni decât pe operațiunea decât era înainte, asta e clar, avem niște sute bune de mașini parcate pe dreapta, dar asta e, e o perioadă, trecem repede peste ea. Și criza, ultim, ca să revin la întrebarea ta, criza ne-a făcut să ne schimbăm modul în care operăm și ne-a dus oportunități, aproape toate oportunitățile de mai departe. Și mă aștept la fel să fie și cu criza asta. Da? Adică, dacă, eu cred că este pur și simplu de mentalitate. Adică, și poate din filozofia stoică, îmi place mult să vorbesc despre asta, sau sunt și alte curente. Adică, tu cum te relaționezi tu ca persoană cu adversitatea? Dacă treci printr-o perioadă. Eu și gândesc destul de simplist, poate câteodată mă refer așa în două direcții. Poți să o vezi ca o calamitate. Ok, uite ce nasol, super, știi cum, și atunci ce faci? E o calamitate, nu știu, un taifun, un uragan afară. Stai hunker down, stai ascuns bine acolo și aștept să treacă. Sau doi, poți să te privești ca o provocare. Așa zice, dacă o privești ca o provocare, ca un lucru care tu ai, în engleză spune agency, ai decizia e la tine. Poți să faci ceva legat de treaba asta, atunci te puci și cauți soluții, cauți oportunități, vorbești cu unul, vorbești cu altul, întrebi, vezi ce poți să salvezi, ce nu, ce trebuie să închizi, ce poți să deschizi și mai departe. Și, din păcate, majoritatea oamenilor, când vin vremuri grele, știi cum, se închid în cochilie și aștept să treacă și, din nou, să facă statul, să facă ceilalți, să facă șeful, să facă și mai departe. Dar sunt totuși destul de mulți care văd, iau să zic așa, soarta în propriile mâini și întreabă, ok, ce pot să fac? Cum aș putea să folosesc perioada asta? Poate am o perioadă, am, nu știu, niște săptămâni sau niște luni mai libere acasă. Măi, ăsta e momentul, nu știu, să citesc, să țin acel curs de pe Coursera la care tot visam și nu puteam niciodată să mă duc. Sau să petrec timp cu copiii, că îi vedeam numai când erau deja adormiți seara și plecam înainte să trezească dimineața. Sau orice, că na, fiecare persoană e diferită. Dar orice perioadă de genul ăsta o văd ca o perioadă, ca o oportunitate de învățare. Da? Și totul e de mentalitate, pentru că eu îmi pun tot timpul o întrebare, da? Când analizez ce se întâmplă în jurul meu. Și mă gândesc dacă trebuie să mă îngrijorez sau nu, adică să o internalizez. Și întrebarea mea e foarte simplă, este pot să fac ceva ca să schimb sau să influențez lucrul ăla din jurul meu? Și dacă răspunsul este nu, și răspunsul e nu la marea majoritate a lucrurilor, atunci ok, deci știi cum, why worry, cum zicea un indian. De ce să mă îngrijorez? Da, și atunci mă concentrez pe lucrurile pe care aș putea să le influențez sau să le schimb. Și nu chiar așa de multe. Sunt legate de mine, de familie, de colegi și de poate mediul de business și de ceva ONG-uri în care mai suntem implicați și mai putem ajuta și prin discuția asta pe care am, cum și am și cu tine, prin poate niște intervenții publice, pentru că cred că tărie în perioada asta avem nevoie de modele. Da? Și atunci am brusc, știu clar ce am de făcut, am o listă, sunt funcțional,
Și mai este o chestie mișto în perioada asta. Aveam și o întrebare că de la Viorel Panait de lucruri pe care le facem altfel. O perspectivă pe care nu mi-a pus să semnul felul ăsta. Că în perioadele de criză, și o să spun în engleză, the leader is the message. Da? Adică când ai de vorbit cu echipele tale, el nu are nevoie neapărat de cuvintele tale. Da? De, ok, cele 3, 5, 10 lucruri pe care vrei să le spui. Nu, vor să te vadă, vor să vadă că ești în control, că ești cool, că știi ce e de făcut, că ai un plan și că vom trece prin asta. Uh-huh. Da? Deci asta e nevoia fiecare echipe, indiferent că e CEO, că e antreprenor, că e într-un ONG, the leader is the message. Mi s-a părut foarte, foarte fain și de asta am acceptat perioada să fiu mai activ ca de obicei și intern și extern. Sunt mai în față. Eram și înainte un pic, dar acum și mai mult, pentru că ăsta e rolul nostru acum. Da? Rolul nostru nu neapărat să pigulim Excel-uri de acum, deși și acolo e o parte importantă, dar acum e trebuie să fim acolo, să fim mai prezenți ca niciodată în viața, în conversații colegii noștri. Da? Contează și frecvența, nu așa de mult durata. Dar vor să vadă că ești acolo și că ești în control și că reacționezi și e ok să nu știi. Adică e ok să ieși acolo și zici, bă, uite, sunt multe incertezi, sunt multe lucruri pe care nu sunt în controlul nostru, dar hai să spun, uite, ce scenarii, cu ce scenarii lucrăm și cum ne pregătim pentru asta și ce variante avem mai departe. Și suntem cu toți împreună în chestia asta și vă asigur, uite, am trecut prin chestii mai grele în trecut și am ieșit cu bine și din asta s-a ieșit. Foarte, foarte fain punctat. Și eram curios apropo de lider, pentru că în perioada asta poate mor niște lideri pe care îi percepem ca lideri, dar se dovedesc că nu sunt lideri, dar cu siguranță apar și noi lideri în conjunctura asta. Și eram curios, într-o organizație mare cum e a voastră, cine sunt eroii necunoscuți, aia pe care nu-i vedem. Nu, na, până la urmă n-ajung în lumina reflectorului probabil decât rar sau poate niciodată. Ei, știi cum, perioada asta, într-o perioadă grea, iese cu adevărat caracterul la suprafață. Da? Și îți dau un exemplu, nu o să-ți dau exact nume, dar unul din clienții noștri destul de mari, care duce bine în perioada asta, a ieșit public, cu declarații de presă, uite ce fain, crește, de fapt face față comenzilor, nu știu ce, a doua zi primim notificare de la el, de la avocați. Perioada aceasta de urgență, e greu, e nu știu ce. Păi, adică tu zici că nu mai faci față comenzilor, nu știu ce, și vii și te plângi că ești gata, gata. Adică, eu zic că și unul din liderii de opinie din România și așa mai departe, semnată de el, adică nu a pus pe ceva. Mă rog, deci, it's ok, adică și din asta înveți, vezi și îți mai schimbi opiniile. Dar asta din mediul de business. Intern, în schimb, noi de ani, eu, aici a fost chiar un proiect care am ținut eu foarte mult la el, de, avem, cred că, 5 ani de zile, sau 6, în care ne-am creat un grup intern de Facebook, un grup privat, pentru toți colegii din Outbound. Și în ani de zile nu era mare activitate pe el. Adică erau niște chestii punctuale pe care le publicam fiecare zi acolo, dar nu era un grup de foarte mare impact. Ei, și de vreo 2 ani de zile am pus și mai mare presiune. Ok, hai să-l folosim, hai să facem sharing de informații. A început să fie mai folosit, dar parcă niciodată ca acum. Deci acum avem, cred că, nu știu, 10 postări zilnice și foarte multe legate de acești, cum ai spus, lideri necunoscuți, eroi necunoscuți, da? De colegii noștri din linia întâi. Da? Numai ieri am avut poze, filmulețe, testimoniale de la peste 5 sau 6 acțiuni din țară în care am ajutat diverse comunități. Am început să ajutăm nu doar ONG-uri, cum am anunțat inițial, ci am început să ajutăm spitale direct. Livrăm mașini către spitale, așa, direcție de sănătate publică, jandarmerii, poliție, adică, na, stat român. Noi am zis ani de zile, știi, că știi că nu vrem să facem afaceri cu statul. Deci noi, de când am înființat, n-am avut niciun contract cu statul, nu o să ne găsiți pe SEAP sau alte minuni. Asta a fost un principiu de al nostru. Ei, acum am început să facem afaceri cu statul, dar fără bani, adică am început să punem la dispoziție resurse statului român în acele zone unde are nevoie. Ei, și putem să identificăm mult mai repede. De ce? Pentru că am încurajat lucrul ăsta. Am vorbit în detaliu cu toți colegii noștri care conduc echipe și am zis, ok, vrem să avem exemple pozitive. Încurajat colegii să ia atitudine. Pentru că, știi, unul din
factorii care motivează cu adevărat în oamenii într-o echipă. Da? E acel lucru legat de, în engleză spune purpose, de cel. Nu ne spune scop, ci cel. Dar ce anume, ce se întâmplă în echipa respectivă, în compania respectivă, care e mai presus decât interesul fiecărui membru de echipă și mai presus decât interesul companiei. Există așa ceva? Ei, și ăsta e momentul în care arăt cu adevărat că există așa ceva, dar dacă mai contează și altceva în afară de, nu știu, să salvăm business-ul, să mai închiriem mașini cu orice preț sau nu știu ce mai avem, sau să deschidem o divizie de business nou. Nu, contează să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Așa îmi dă libertate foarte mare la nivel de echipă să ia decizii pe cine, cum să ajute. Da, centralizăm partea de sistem ca să avem o evidență la ce se întâmplă, dar în rest decizia e la nivel de echipă și avem tot felul de povești de acolo și da, pe măsură tot le facem public și pe măsură ce avem aportul. Dar da, apar eroi, apar inițiative și sunt extraordinar de fericit când văd lucruri de genul ăsta intern și toți sunt un exemplu pentru toți ceilalți și inspiră pe ceilalți. Și e așa ca un șticu, se cheamă cerc virtuos. Na, face cineva un lucru, îl faci public intern și apoi inspiră pe altul din celălalt colț al țării, face poate altceva sau cu un alt impact, inspiră pe alții și tot așa și tot așa. Important e, rolul nostru este să avem sistemul, să avem grupul, să avem resursele, să-i lăudăm în public, să apreciem, să încurajăm pe ceilalți să facă și lucrurile se mișcă. E foarte fain că aveți intern atât de multe surse de entuziasm cumva și de inspirație. Care sunt pentru tine în extern sursele astea? Pentru că interacționez cu foarte multe organizații și spuneai și mai devreme că ești în foarte multe conversații și în grupuri de lucruri. E ceva pozitiv ce iese din lucrurile astea? Te inspiră ceva? Cum să nu? E o perioadă foarte bună pentru learning. Nu cred că e vreo zi în care să nu particip într-un webinar, seminar, conferință virtuală, cum e asta pe care, în care suntem. Particip ca ascultător. Ieri am fost, de exemplu, am stat o oră și jumătate, am ascultat un profesor de la Harvard, Tavi Abdelai, care e cumva profesorul vedetă pe macroeconomie geopolitică. Așa ne simt o prezentare de o oră și încă jumătate de oră a răspuns întrebărilor noastre de cum vede lucrurile la nivel global. Super interesant. Și a zis un lucru fain, că n-a nicio treabă nici cu geopolitica, nici cu economia macro. A zis, măi, gândiți-vă, fiecare în viața lui, ăsta era un seminar adresat la gen de CEOs și așa mai departe. Și a zis, gândiți-vă oamenii care vă fac servicii de rutină, pe care voi le considerați de rutină în viața voastră și că acum nu mai au oportunitatea respectivă. Gândiți-vă, dacă aveți pe cineva care face curățenie acasă, dacă aveți o bonă, dacă aveți, nu știu, frizerul, antrenorul de la sală, oameni care acum nu mai au obiectul muncii și e o probabilitate destul de mare ca oamenii ar fi singurilor venit, adică să nu mai alte rezerve. Și ce ne încuraja profesorul ăsta, și era o chestie, din nou, on the side, și asta mi-a rămas cel mai mult din prezentarea lui, gândiți-vă la ei și plătiți-i, trimiteți-i niște bani, dați-i bani în avans, cumpărați un voucher, ceva, numai ca să-i ajutați și pe ei să treacă peste perioada asta. Ceva care pentru voi poate nu înseamnă mare lucru, da? Dar pentru ei înseamnă diferența între să mai supraviețuiască o lună sau nu. Și mi s-a părut foarte fain ca mesaj. Da? Și am început și am avut o discuție, după ce a terminat, am avut o discuție cu soția mea, cu Elena, să ne gândim, ok, cine sunt oamenii, ne-am făcut deja treaba asta pentru unii dintre ei, dar ne gândim dacă nu, cumva mai sunt alții în ecosistemul nostru pe care am putea să-i ajutăm. Da? La nivel personal, din persoane pe care le știm, care ne ajută lună de lună și noi considerăm că e parte dintr-o lună normală, acum nu mai au obiect și am mai descoperit lucrul ăsta. Și din fiecare nu știu, seminar, interacțiune, învăț câte ceva. Dar, din nou, e un lucru legat de mentalitate. Da? Adică pot să stau numai să mă îngrijorez de ce se întâmplă, de veștile proaste, sau pot să folosesc timpul ăsta, că acum, nu știu, mult mai mult timp ca de obicei, pentru că nu mai călătoresc așa de mult. Până în ultimii ani eram 4 luni plecat din România. În fiecare an, acum agenda mea arată absolut senzațional. Asta la partea pozitivă. Deci voi sta în București niște luni bune de acum înainte și am mult mai mult timp de stat și de studiat și de citit și așa mai departe. Ei, și atunci, referitor la mentalitate, adică
cum noi sugerăm tuturor colegilor să citească, noi zicem, 10 minute. Pentru manager, nu știu, le recomandăm, nu știu, peste o oră. Acum avem ore la dispoziție. Pe lângă citit, sunt atâtea resurse, s-a mutat atâta know-how în online și acum e și interactiv, adică poți pune și întrebări dacă o ai acolo. Tipul care a scris cea mai, în opinia mea, cea mai bună carte de negociere, îl cheamă Chris Voss. N-a scris o carte care se cheamă Never Split the Difference. A avut un webinar săptămâna trecută pe Masterclass. Am acolo subscription-ul la, știi, Masterclass? Da, da, da. E iar un tool extraordinar și mi se pare la cât costă, o valoare incredibilă. În ce fel de oameni îți predau acolo. Și a avut un seminar live de fix o oră, care a răspuns întrebările din public. Păi, senzațional! Senzațional! Să l-ai pe Chris Voss acolo, foarte casual, răspunzând doar întrebărilor. Deci nu a fost, a fost, nu știu, o întrebare de moderator și după aia a preluat întrebările de acolo. Mai am câteva insight-uri excepționale. Da? Și foarte actuale, adică erau legate multe de perioada asta, de negocieri și cum să reacționeze în perioada. Deci, mi se pare foarte bună. Deci, pentru dezvoltare personală, pentru învățare, perioada asta e grea și mai ales că lecțiile pe care le iei în perioada asta, Vlad, mi se pare că le internalizezi mult mai bine. Știi de ce? Pentru că e teoria de învățare, că poți să înveți despre alții și când treci tu prin ele. Și mi se pare că acum când asculți ceva care se pare interesant, poți imediat să aplici. Citești ceva de psihologie, da? Cum să zic, cum să reacționezi când ai pe cineva în echipă care e mai anxios. Ei, acum ai oportunitatea să aplici imediat. Trebuie să vezi dacă funcționează sau nu. Atunci, aplicând, citind, și într-o perioadă dificilă, atunci lecția asta rămân. Da? Și atunci, pentru vei fi o persoană mai bună și pentru orice greutate care va fi cel mai probabil mult mai mică în viitor, cu toții vom fi mult mai bine pregătiți. E foarte posibil ca perioada asta să ne facă, nu pe toți, că din nou cred că trebuie să păstrăm o doză de realism în povestea asta, dar pe unii dintre noi sau pe unii dintre alții, ca să includem mai multă lume, îi va face mai bun. Probabil mai bun indivizi, poate mai bun profesioniști, poate că mulți își vor schimba profesiile în perioada asta. Și eram curios de ce părere ai tu despre viitor din perspectiva asta. Vom asista la o nouă generație de antreprenori de criză? Va fi o nouă creștere abruptă? Pentru că ultima criză a generat un număr foarte mare de profesioniști care s-au mutat în zona privată să-și facă micile lor business-uri. Unele au crescut, da, Da, nu le-aș zice antreprenor de criză. De ce? Pentru că, așa ce puțin în capul meu, un antreprenor de criză e un antreprenor care e specializat să treacă printr-o criză și atunci, după criza asta, s-ar putea să nu prea ai de treabă o perioadă de câțiva ani buni. Nu. Hey, eu fac așa analogie cu natura. Știi că periodic incendiile din pădure sunt benefice pentru tot ecosistemul. Da, ard copaci, tragedie, dezastru, dar după aia, nu știu, cenușa și nu știu ce, duce la o explozie de vegetație și de o perioadă foarte bună pentru tot ecosistemul. Cred că la fel e și aici, adică nu știu, perioada de exces prin care cred că am simțit cu toții că am trecut în ultimii ani, brusc ne-a dus pe toți cu perioada picioarele pe pământ. Faptul că sunt mulți oameni care trec, care nu se așteptau ca în câteva săptămâni să nu mai ai siguranța locului de muncă, au început să-și pună problema. Ok, sunt happy? Unde sunt acolo? Aș putea să fac altceva? Poate e momentul să mă apuc de acel, nu știu, vis sau acel lucru sau acea schimbare în carieră, dar fiind forțat, adică sunt tind în șomaș tehnic, poate e momentul să caut altceva, chiar dacă oportunitățile sunt mult mai mici acum. Pentru că unul din lucrurile concrete care se vor întâmpla imediat când o să putem să ieșim din casă, va deveni brusc o piață, de la o piață a angajatului, cum era până acum 3 săptămâni, la o piață a angajatorului. Da? Adică și atunci va fi mult mai dificil pentru cine să-și găsească un loc de muncă. Una din slide-urile profesorului ăsta de Harvard la care m-am uitat aseară era From the Future of Work. Bănuiesc că ai participat și tu la multe discuții sau conferințe despre The Future of Work. Era una din, nu știu, cheile, din chestiile cele mai catchy
de la conferințe și discuții faine, cum o să fie în viitor, așa, și toți ne vedeam cu părerea cum e the future of work. Acum zicea că from the future of work, ceea ce discutam acum câteva săptămâni, acum ne mutăm la just give me work. Adică ceva work din asta. Și atunci va fi una din schimbări. Dar iar dacă mă uit la ce s-a întâmplat la ultima criză, au apărut noi, odată, noi modelul de business, antreprenori care, brusc, pentru că, știi cum e expresia level playing field? Adică o criză de genul ăsta aduce brusc oportunități pentru toată lumea, pentru că va fi mult mai ușor să-ți creezi o echipă dacă o idee de business. Să găsești niște oameni, va fi, aici măcar sper, cred că va fi ușor să recrutezi IT-ști, cred, din toamnă, ceea ce era mission impossible până acum ceva vreme. Și atunci poți să-ți creezi o echipă, ai o idee de business, de produs, de nu știu ce. Cred că vei putea să-ți găsești o echipă la niște costuri rezonabile, oameni care să accepte să, ok, să fie partea, nu știu, salariale, poate un pic mai mică, dar să te iei beneficii dacă proiectul va avea succes. Atunci, eu cred că, da, va genera un nou val de antreprenoriat, dar atenție, nu în modul vechi de a face business. Și dacă te uiți la antreprenorii care au pornit business-uri mari în România, atenție, până în anii 2000, te uiți câți mai sunt acum care mai au încă business, ai zis că sunt foarte puțini și o parte dintre ei în perioada asta nu o duc prea grozav. Da? La fel se va întâmpla cu o parte din business-urile mari care, românești care au pornit între 2000 și 2010, la fel și între 2010 și 2020, da? O parte vor scădea, dar apar altele noi. E, din nou, the circle of life. Da, dar eu zic că totul ține până la urmă, atât de simplu, nu e neapărat de în ce industrie e business-ul respectiv, e totul legat de mentalitate. Adică, cum te relaționezi la ce se întâmplă în jurul tău? Dacă o vezi ca o oportunitate de învățare și după aia ieșim și acționezi ca să schimbi ceva din ce ai făcut? Sau, ok, am un business bun, e profitabil și aștept să văd ce se întâmplă mai departe. Ne mai întoarcem la birouri? Sau lucrăm din terasă? Aici, la birou să ne facem, dar nu știu câți. Asta e întrebarea cheie. E un lucru care nu m-aș fi gândit până anul trecut. Eu cred că brusc am descoperit că se poate și așa. Adică am un prieten care are câteva fabrici în Ardeal. Producție de asta, grea. Și mi-a zis, Marius, s-a mișcat și el destul de repede, adică și-a mutat toți oamenii de birou și lucrează de acasă și a vorbit cu el ultima dată săptămâna trecută și îmi spunea, Marius, nu am niciun fel de sincopă în logistică. Adică să ia produsele din fabrică și să livreze, nu mai știu câte tiruri și livrează în fiecare zi. Și asta mă face să mă gândesc, adică ori sunt oamenii mei foarte buni lucrând de acasă, ori poate nu-i neapărat nevoie de ei. De cei care coordonează livrările, preluările, aceștia la birou, care au un departament, așa, zeci de oameni acolo. Și odată a descoperit că pot oamenii să facă treaba de acasă, pentru că era lucrat foarte mult, cu subcontractori, cu asta și făcând asta de mulți ani de zile, da, cam toți știu ce au de făcut, cei cu avizul, cei cu CMR-ul, cei cu orele de deplasare, cu toate, adică toate lucrurile funcționează. Au fiecare șofer, nu știu, interval de 10 minute când poate să intre în fabrică. Adică lucrurile setate, testate, clar făcute și atunci el își pune tot felul de întrebări. Ca antreprenor, zic, ok, poate mai am nevoie de birouri, mai am nevoie de toți oamenii ăștia, cu adevărat, pentru că acum perioada asta te forțează să spui tot felul de întrebări. Și răspunsurile cred că vor duce la eficiență, da? în business mai departe. Și atunci, da, cred că o parte din, adică, cred că ne vom schimba un pic, cu toții dintre noi. Vom lăsa mai multă libertate, oamenii să lucreze de acasă, vom mai reduce echipele și probabil, dacă nu vom reduce echipele, vom reduce birourile și le vom folosi poate un pic mai bine. Și cred că conceptul la ce ne ocupăm împreună la Impact Hub va fi din ce în ce mai valoros. Da? Adică să poți să oferi numai când e nevoie. Da? Adică când îți faci... Eu ce puțin cum îmi fac gândirea în business-urile mele. Mă gândesc cât am nevoie neapărat, adică un spațiu de birouri care trebuie, ok, o să am grad de ocupare 100% și după aia e conceptul ăla de overflow. Adică dacă am un proiect sau dacă am o creștere mai departe, ce fac? Îmi iau un commitment pe 5 ani la un birou să plătesc lună de lună când s-ar putea ca business-ul meu pentru un an să dubleze sau să am un proiect care poate să nu meargă și după aceea să revin înapoi la cum a fost înainte? Așa nu mai bine folosesc o soluție temporară, dacă nevoia mea e temporară, până când e confirmată și se transformă într-o nevoie confirmată. Și atunci, orice fel de soluții care vor
Asta s-a întâmplat pentru noi în criza trecută. Adică noi ne-am dus la clienții noștri cu momentul în care a început să avem o soluție să reducem costurile. Da? Și duceam pe partea de mașini. Zicem, uite, în loc să ai flota ta asta mare, care și pe vremea aia când a scăzut activitatea economică, o parte nu era folosită. Zic, vin de înapoi sau nu reînnoi ce de făcut și folosește numai când ai nevoie. Ei, la fel și la birouri. Și o să vedem că împreună mai încolo, chiar dacă o să fie spații mari nefolosite de birouri, mesajul cu care aș merge, dacă aș fi pe sales acolo, m-aș duce, zic, uite, am oportunitatea să reduc costurile cu birou, da? Față de ce fac. Și tot timpul avem case study, avem testimoniale de la nume cunoscute din piață, la clienți care făcuseră asta și de la numărul de telefon a buyer-ului, a purchase-ului, a CEO-ului, a CFO-ului, nu știu ce, uite cum am făcut pentru ei. Și zic, uite, dacă îmi dai câteva informații și toți când aud în perioade de grele de reducere de costuri, sunt foarte dispuși să facă sharing cu tine și spun, uite, zi-mi un pic, cât, în cazul nostru, câte mașini ai, ce fel de, care e structura parcului auto, la, și îi spuneam, uite, eu estimez din afară, fără să știu foarte mult, spune că saving pentru tine lunar sau anual poate fi atât. Da? Și atunci, bum, știi cum făceau ochii ca în desene animate, așa, cu dolar sign în fața celor. Da, mai ales că în perioada asta, cred că și în companiile mari există o schimbare de, mă rog, o mică schimbare de leadership, în sensul că financiarul are un rol mult mai puternic în momentul ăsta decât în alte momente, pentru că el are neplăcuta, să spunem, datorie să taie de data asta. Păi știi că în perioadele grele e vorba aia, că antreprenorul de obicei este dat afară de board când și-a luat investitorii din afară, dar știi cu cine îl înlocuiesc? În perioade grele înlocuiesc cu CFO. De obicei CFO preia rolul de CEO în perioada asta. E despre cash până la urmă și despre ce mai ai pe acolo. Noi avem vorba asta, care e foarte simplă. Spune așa, că în perioada asta ai nevoie de bani și acces la bani. Corect. Da? Adică, oricare dintre ele, bani și acces la bani. Da? Deci cam asta doar ca să treci liniștit mai departe. Bună, bună asta. E un gând bun. Mai avem o întrebare de la Vio. Timpul nostru, am promis că ne încadrăm cam într-o oră, se cam apropie de final. Și Vio ne întreabă, te provoacă de fapt la o predicție. Cum crezi că își va reveni economia? Pentru că se tot vorbește de termenii ăștia LUV. am găsit un nou termen ca să codificăm economia. Ne revenim repede, ne revenim încet sau cum văzusem la cineva astăzi într-o conversație sub formă unui șerpișor, mai urcăm, mai stăm, mai urcăm, mai stăm. Da, aseară tipul ăsta de la Harvard mi s-a părut foarte optimist, adică el vorbea de V, poate U, el spera să nu fie U. Eu sunt mai pesimist din punctul de vedere, adică eu cred că va fi o încetinire puternică și globală, dar și la nivelul nostru și la nivelul țării noastre, activității economice, adică vom avea o scădere masivă în, cum cred că n-a fost niciodată, în o scădere a produsului intern brut în România și apoi vor fi ani de zile de creștere economică, dar nu spectaculoasă. Adică nu mă aștept ca a scădem, anul să zicem, nu știu, 10% și anul viitor să mai creștere 10%. Nu. Anul viitor ce vom avea o creștere frumoasă, bună pentru anul urmă, adică de, nu știu, 5%. Anul următor 4 sau tot 5 și tot așa și tot așa. Adică va mai dura ceva ani până când să ne revenim și iar mă aștept, adică nu prea există lucruri lineare, adică mă uit la evoluția oricărei firme și la firma noastră, adică ok, noi am crescut double digits, am avut ani în care am crescut cu 60%, am crescut ani în care am crescut cu 11%. Adică depinde de context, de oameni. Deci da, va fi o creștere, da, vom trece peste asta, dar eu aș zice ca filozofie, că eu tot mă gândesc, ok, predicții n-ai cum să faci un special, știi, era gluma aia al Marțului, un special despre viitor. Și atunci m-aș gândi mai mult cum să-mi pun problema, dar cum să mă gândesc la treaba asta. Atunci, pentru mine, legat de următorii ani, ca analogie, mă gândesc, măi, nu va fi un sprint din toamnă, ci va fi un maraton. Și la fel și perioada asta, adică cât stăm în casă, nu vă așteptăm ca săptămâna viitoare să vină o ordonanță militară și zică gata, s-a terminat toată lumea la muncă. Mai avem de stat pe aici și de învățat și de gândit și de dezbătut între noi.
Nu, luând perspectiva pe termen, să zic așa, mediu, în cel mai potrivit caz, chiar dacă nu voi avea dreptate, din nou, m-aș bucura să fie super recovery economic, aș fi printre cei care vor aș beneficia de treaba asta, dar e mai bine să te pregătești pentru lucrurile, știi cum e, hope for the best, da, but prepare for the worst. Da? Și mai bine ne pregătim pentru recovery lung, adică e un scenariu oricui m-aș pregăti pentru el, și m-aș bucura senzațional pentru U sau pentru V. Așa, să știi cum, nu știu dacă am mai discutat mai trecut, de secretul fericirii. Până la urmă, secretul fericirii e foarte simplu. Înseamnă așteptări scăzute. Da, ăsta e secretul, e atât de simplu. Da, dacă așteptări scăzute, așteptări, bă, o să fie greu, o să fie o perioadă lungă până să ne revenim. Ei, și ne revenim mai repede. Atunci, cu atât mai simplu. Orice surpriză plăcută este mai mult decât binevenită. Bineînțeles. Marius, două întrebări așa, puțin mai personale de data asta, sper că ești ok cu asta. De final, și ele sunt așa, cum arată o zi în perioada asta pentru tine de lucru? Cum arată ziua ta? Ce faci? Și pentru că știu că îți place chestia asta, ce recomanda o carte, una, că știu că poți să spui 100, dar una bună cu care să începi. Da, deci am făcut o chestie mișto săptămâna trecută, că stăteam și ne aveam, sunt eu, soția mea și am o fetiță de 4 ani de zile, o cheamă Eva. Și eram eu, Elena și Eva și ne gândeam cum, având în vedere că noi credem că vom fi ceva săptămâni împreună și suntem doar noi în casă, cum putem toți trei să avem o experiență cât mai plăcută împreună. Și unul dintre răspunsurile pe care le-am găsit împreună a fost să ne facem un calendar zilnic. Cum arată o zi tipică? Și ne-am scris-o cu toți trei, ne-am ajutat în jurul unei mese și a fost foarte drăguț că și Eva a contribuit mult la el. Da? Și am zis, ok, ce facem dimineața după ce ne trezim? Care e următorul și care e ordinea? Ei, și de atunci avem aproape două săptămâni de când se întâmplă chestia asta. Eva vine periodic în timpul unei zile și mami, tati, ce scrie în calendar? Ce e în program? Acum, mai departe. Ei, și programul nostru e destul de simplu. Începem cu, nu știu, activitatea asta împreună. Eu mă trezesc pe la 6 și ceva, și am vreo oră și ceva în care pot să citesc liniștit până când se trezește Eva. Și apoi facem lucru împreună, așa, ca să ne intrăm în ziua. După începem cu sport, facem yoga. Am găsit, sunt pe YouTube o grămadă de filmulete Yoga for Kids. Chiar foarte bune și pentru adulți, minunate. Și le facem împreună. Și după aia ieșim la o plimbare în jurul blocului, conform ordonanței. Ne scriem hârtiuța și ne plimbăm o oră pe lângă, aproape de bloc. Și apoi intru în rutina zilnică. Adică în call-uri, apeluri, mail-uri, intervenții, scris și așa mai departe. Dorm la prânz, ceea ce mi-am dorit toată de când sunt activ profesional. Ăsta era visul meu. Să am jumătate de oră sau o oră cumva să pot să dorm la prânz și acum aproape în fiecare zi mi se întâmplă lucrul ăsta și e senzațional că simt că trăiesc dublu, trăiesc de două ori într-o zi și atunci am dat energie să continui și foarte faină interacția asta, că mai și lucrez, adică mai am și call-uri, mai și stau cu Eva, mai stau și cu Elena și având proiectul și știind, noi avem share calendar și eu și Elena, că și are în continuare ia lecții, învață din străine Elena, adică na, are, acum s-au mutat, înainte ducea la Cervantes, acum e Cervantes e online și atunci are momentele în care stau eu cu Eva, am eu momentele mele în care stai și așa mai departe, ne organizăm destul de bine. Bun, deci contează și asta recomand oricui, în special dacă aveți copii mici sau adolescenți acasă, un program, dar atenție, făcut împreună de toți, la care toți să contribuie și să-l asume, ajută foarte mult și în special când apar dificultăți, când na, poți să întorci că zic, ce scrie în program, adică ce am stabilit cu toții împreună. Da? Și rutina zilnică, măcar reperele mari ale zilei ajută foarte mult. Un lucru pe care am observat, numai diferență între zile, săptămânii și weekend. Cât da. Mult mai des în calendar ce e. Dar it's ok. Îmi place așa modul ăsta de lucru. Bun, legat de cărți, aș recomanda, dacă mai menționez doar una, biografia lui Marcus Aurelius. Îmi place, o să trimit un link dacă vrei să postez.
exact, Da, da. îmi place o anumită interpretare. Adică eu am încercat, dar mi-a fost foarte greu să citesc, nu știu, gen, traducerea din latină fără interpretări, pe când am citit o carte un pic mai lunguță în care spune, e un profesor care predă asta de câteva zeci de ani și e mega pasionat de spăici, spune interpretarea, de contextul, îți explică ce s-a întâmplat în perioada aia, ca să înțelegi mai bine ce a vrut să zică autorul. Da? Și mi-a plăcut mult cartea asta, citesc de mulți ani despre stoici, dar mi se pare că știi cum e, spot on, adică exact pentru perioada asta. Și pentru cine vrea, ca să mai recomand una, chiar dacă mergi numai una, o lectură așa un pic mai atipică, dar legată de business, recomand biografia și o să trimit din nou și link-ul ca să pot să postez, biografia unui brazilian care a fondat unul dintre cele mai mari fonduri de private equity din lume, sunt cei care au cumpărat Budweiser și Burger King, niște brazilieni, au cumpărat companiile astea globale, niște iconuri și interesant de citit numai doar din perspectiva modului financiar, cum au pus problema, cum s-au dezvoltat, dar au trecut prin multe crize. Dar și foarte, foarte interesant cum au pus problema, cum au trecut prin ele. Pentru că cartea este destul de personală, este de o jurnalistă din Brazilia care i-a urmărit ani de zile, adică i-a urmărit 40 de ani, a fost alături de ei și așa, și cu foarte multe insight-uri de la ei. Și ce m-a plăcut la ei, că sunt trei care au fost în echipa care au dus mai departe business-ul ăsta, foarte pasionat de învățat. Adică și la 50 și la 60 de ani se duceau în fiecare an la Stanford la cursuri de executive MBA, ceea ce fac și eu de ani de zile. Mă tot duc la școli și nu știu ce, an de an. Și mă apuc că au continuat să duc. Adică ei erau billionaires, aveau, nu știu, afaceri uriașe, de ce mai răsăriți antreprenori în America Latină și ce mai răsăriți în lume, și continuau să ducă la școală, încercau să învețe lucruri noi și așa mai departe. Și asta mi-a plăcut tare mult din cartea asta, adică cumva un fel de confirmare că nu contează unde am ajuns, pasiunea pentru învățat, acela în engleză humility, humbleness, da? Adică cel de ok, nu contează cât de mult am reușit până acum, cât de mult am reușit să fac, adică îmi dau seama cât de mult nu știu. Da? Și pentru asta, ca să continui să văd câte nu știu și să mai adaug așa câte mici firicele de cunoștințe, e un proces continuu și cred foarte mult în învățarea planificată. Și cumva în cartea asta am găsit multe din răspunsuri. Asta, deși, fiind cartea e mărișoară, are multe povești, fiecare cred că o să găsească ceva de dorat. E și o carte foarte puțin cunoscută în Europa. Se găsește, din păcate, doar în engleză, dar e și pe Amazon și pe Kindle și audiobook. Foarte fain, mulțumim mult pentru recomandări și o să dăm link-urile și mai departe. Marius, mie mi-ar fi plăcut să continuăm conversația, recunosc, dar am făcut o promisiune. Poate ne revedem cu altă ocazie, mai trece o lună, să vedem cum mai evoluăm, unde mai suntem, ce am mai învățat. Știi cum se spune, nu plec nicăieri. E bine. E bine. Îți mulțumesc foarte mult pentru timp și sper că le-a făcut tuturor conversația. Mi-a făcut mare plăcere. Îți doresc o zi frumoasă sau bună, spor și să ne revedem cu bine. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult, Vlad, și țineți-o tot așa.